Rusalina Rusu a venit în bucătăria noastră cu fiul Bogdan. Pe micuțul Darius l-a lăsat acasă cu bunica. Prezentatoarea TV a gătit o rețetă de familie, ciorbă cu lapte. Borșul preferat al familiei mele și mai ales al lui Bogdan. Da, Bogdan? Ți-ați place borș cu lapte? Mi-mi place borș cu lapte, mai ales dacă așa. Și asta este tradiția familiei noastre. Că se transmite din generație în generație. Pentru borșul cu lapte avem nevoie de apă și lapte, bineînțeles. Se pune laptele proaspăt cu apa rece. Apropo, dacă nu aveți pătrunjel, să nu vă apucați de făcut această rețetă, pentru că tradițional la ea este neapărat pătrunjelul, rădăcina de pătrunjel mărunțită, este cea care dă gust. Și o să mai fie un ingredient special, dar despre el o să vă spun mai târziu. De ce am zis că este o rețetă tradițională a bunicii mele și transmisă mamei și apoi mie, surorii mele și tuturor verișoarelor, care suntem practic de aceeași vârstă? Pentru că bunelul meu a fost preotul satului Hirișeni, iar pe acele vremuri, practic, era unica biserică la Hirișeni din raion care funcționa. Și pentru că în acea zonă erau mai multe călugărițe și mai mulți monahi care nu aveau unde merge la slujbă, de obicei veneau de vineri seara, de sâmbătă seara la bunica Raia, noptau acolo, iar dimineața mergeau împreună la slujbă unde bunelul Ion, parocul bisericii, făcea slujba. Și astfel am învățat de la măicuțe acest borș gustos. Suntem o familie foarte gurmandă și masa principală este cea de seară. Soțul meu de obicei vine pe la ora 9 de la serviciu, acum smăjelui. Și ori de câte ori, da, ori de câte ori nu încercăm să mâncăm mai devreme, trebuie să ținem de urât lui tate, nu? Uh-huh. Și ce mâncăm noi foarte mult? Plăcinte? Da, și bătute. Plăcinte și bătute. Plăcintele sunt la ordinea zilei, pentru că eu stau împreună cu mama. Sunt o norocoasă care are noroc de mama la gătit. Și uite de asta, mami, după ce l-a dus pe lume baby Darius, nu poate să dea jos niciun kilogram, pentru că tentația e foarte mare acasă. Punem la prăjit cartofii undând, bineînțeles, o bucată de ceapă, nițel, suc de roșii și pătrunjelul bine tocat, așa cum toate gospodinile știu. Rusalina recunoaște că este o pofticioasă și chiar dacă alăptează, nu se poate abține de la consumul de fructe. Așa că a încercat să mănânce câte puțin din toate, iar Darius s-a obișnuit cu ele. Odată venită din maternitate, am dat cu nasul în cereșii mei din ogradă. Și câte una s-au întâmplat zile când am reușit să înfulec și câte un pumn sau chiar doi de cereșe. Recomand tuturor mamelor, în loc să ia vitamine pentru ca să-și revină după sarcină și să nu le cadă părul și să nu se strice dinții, mai bine să mănânce produse naturale, pentru că acestea, chiar dacă vor balona un pic piciul, nu au decât să-i ajute și să-i mărească imunitatea, pentru că de asta și suntem mame care alăptăm. În momentul în care ne sterilizăm total și încercăm să nu-i dăm nimic, pentru că, vezi, Doamne, se balonează, nu mai înțeleg de ce ar avea rost să le dăm sânul. Orbebel meu este unul de cel mâncăcios care mănâncă odată la o oră jumătate, două. În timp ce Rusalina gătea, am fost curioși să aflăm mai multe despre mezinul familiei. Dedecuță e mezinul familiei. Da, el este alentatul familiei, nu-i așa? Da. Și tot timpul liber este al lui. Acum e la modă să lași bebelușul în pat, să doarmă singur, să plângă singur, de-n plâns să adoarmă, nu știu, eu nu am nici inima asta. Și pe Bogdan l-am ținut în brațe până la un an de zile, recunosc, făceam borșul cu dânsul în brațe, făceam curățenie cu Bogdan în brațe. Acum am zis că o să fiu mai deșteaptă la al doilea, dar n-a fost să fie. Darius doarme ori pe burta lui taic sau ori pe picioarele mele. Și atâta timp cât doarme Darius, nimeni nu face absolut nimic în casă. Fiul Bogdan este uneori gelos că nu mai doarme cu mami și tati, dar și-a asumat cu responsabilitate rolul de badea mai mare.
Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei! Vreau să cred că v-ați adunat puii acasă și stați cu toții grămăjoară în fața televizorului. Prezentatoarea speră în curând să revină pe micile ecrane, dar vrea mai întâi să scape de kilogramele adăugate în timpul sarcinii. Sunt un om care nu prea poate sta acasă, așa că nu prea îmi imaginez să fiu o femeie casnică care stă toată ziua doar la cratiță și are grijă de copii. Și apoi eu sunt de părere că unui copil îi trebuie totuși o mamă realizată, un om în societate, și eu sunt tare bucuroasă că Bogdan zice mama mea lucrează la televiziune și el se mândrește cu lucrul ăsta. Încerc să fiu la înălțime pentru el. Și pentru ăsta micul, de ce nu? Eu nu aș vrea să fiu o mamă care le scoate ochii copiilor, că vezi, Doamne, s-a sacrificat pentru ei și a stat acasă pentru ei și nu a reușit să facă nimic în viața asta. Așa că eu cred că o să mă întorc destul de repede. Am o singură problemă, să-mi revin ca și siluietă. Și în momentul în care o să mă sui pe cântar și o să-mi dau seama că îmi permite cântarul, o să ies neapărat la serviciu, pentru că am o listă frumoasă de familie pe care abia aștept să le iau la întrebări, dar până un alta cred că o să am nevoie de sfatul fetelor de la Unica, pentru că și după ce l-am născut pe Bogdan, am mers la Unica Shaping și am dat jos multe kilograme, nu vă spun câte. M-am crezut că în timpul la cele două sarcini o să adaug mai puține kilograme, dar n-a fost să fie, am pus la fel peste 20 de kilograme. Am dat de-abia 10 jos și mai am multe. Ca să aibă un gust mai bun, borșul de casă trebuie neapărat fiert. Este borș pe care îl face mama mea din huși proaspătă, cu crenguțe de vișin. Până fierbe borșul nostru, haideți să facem și tocmăgei de casă, tăiței. Borșul este deja pus, trebuie să mai punem și roșia. Eu de obicei o pun întreagă pentru că lui Bogdan nu prea-i plac bucățelele de roșii și atunci doar o despart puțin pentru ca să intre apa în ea. Și ardeiul la fel îl pun mai întreg. Poți mama? Cimbru, pe care familia mea special îl crește în grădină pentru asemenea borșuri. Îl uscăm și îl păstrăm la grindă în sarai special pentru borșul cu lapte. Și când îmi dau seama că borșul aproape este gata, nu-mi rămâne decât să tai tăieței mărunți, să-i adaug, mai lăsăm 5 minute până se moaie tăieței și borșul nostru este gata. Am fost ochi și urechi în timp ce prezentatoarea a gătit și a vorbit despre rețeta minune. Am așteptat curioși să vedem ce va ieși la final. O ciorbă cu adevărat aromată și gustoasă, dar să aflăm ce spune nutriționista Galina Tomaș. Rusalina a picat testul la alimentație. Ciorba cu lapte este o combinație de alimente care necesită diferite medii și enzime pentru a putea fi digerate. Laptele nu se combină cu niciun aliment. Se consumă de unul singur, iar proteinele animale, ouăle, carnea, brânzeturile, nu se combină niciodată cu alimentele bogate în amidon, cum ar fi cartofii. Ajunse în stomac, împreună nu vor fi digerate complet. Așadar, ciorba preparată de Rusalina Rusu din lapte, ouă, tăieței și cartofi poate provoca indigeste și balonare.